Avem o țară unde au stăpânit odată vitejii dași bărbați nemuritori și unde stau de veacuri la olaltă zisoare băi și mulți cu pruntează. Avem troițe sfinte, altare și izboare și candelar cu mine culpuriri. Avem atâtea lacrimi și prigoane că ne e plin pământul de martiri. Avem la Buddha Sfânt și viu cu Duhul pe cel ce-a stat ortodoxiei scurt și azi le vom chema să vin capusul va răsturna și veacul de pământ. Avem pe vrânt Coveanu pildă tare că-și pruncii lui sub sabii au căzut ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem Ardealul Sfânt, pământul răstignirii, hutunul sfânt de ca de cel viclean. Avem ierarhii sfinți pe Iancu și martirii, pe Horea tras, pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit vrăjmașii tăi pe cruce, Ardeal cu trei culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia a iubit. Avem un rai de sfinți, întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi în pământul la o parte ies moaște sfinte, zeghe greale de ținuți. E jertfa lor de veacuri mărturia ce strigă din morminte până la noi să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Având în vedere îndemnul preafericitului părintelui nostru Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi aici cu ocazia anului închinat mărturisitorilor și apărătorilor ortodoxiei la Târgu Ocna a avut loc o manifestare deosebită închinată celor care s-au jertfit și au suferit în temnița de la Târgu Ocna. Cuvântul înalt preasfințitului nostru părinte Ioachim, care a fost rostit, a fost evocator în sensul acesta, arătând faptul că temnița a devenit rugăciune, a devenit chilie, a devenit locul în care rezistența neamului nostru românesc a arătat că biserica este vie și lucrătoare prin fiii săi. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, primăriei orașului Târgu Ocna, în special părintelui Cristian Mazilu, părinților și, nu în ultimul rând, celui care a condus această manifestare, părintelui arhimandrit vicar Pimen Costea. Tuturor multă sănătate, bucurie și Dumnezeu să pomenească pe toți cei care iubesc și simt românește. Oriunde se va pomeni numele lor, se va spune cum se spunea despre femeia păcătoasă și ceea ce a făcut ea pentru Hristos. Se va spune și ceea ce au făcut acești oameni ai bisericii pentru biserica lor, pentru neamul lor, pentru credința lor. De aceea, astăzi îi pomenim. Ilie Daniel, Ilie, Ilie, Alexandru Ion, Alexandru Emanuel Ștefan Stan, Vasile Gheorghe, 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 Constantin Ion. Pătrea domnitelor, robilor tăi, a tuturor apărătorilor, martirilor și a tuturor potimitorilor pentru adevăr și credință în timpul comunismului, în loc luminat, în loc vedeat, în loc de odihnă, de unde a văzut toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să vârșitei cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
18 februarie 1952, ora 14 și câteva minute. Valeriu Gafencu rostește ultimele sale cuvinte. Doamne, dăm robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. Cuvinte cât o veșnicie. Veșnicie circumscrisă în istoria acestui neam, ce și-a plămădit mulți sfinți după gratul, cu sânge și lacrimi, în fric și durere, în întuneric și în înfometare. Facem astăzi un popas de suflet. Ne oprim din nebunia disonantă și grăbită a lumii noastre postmoderne, din toată zarva și neliniștea zilei și ne aducem aminte de mai marii noștri. Un exercițiu duhovnicesc, o datorie morală. Ne plecăm genunchii și cu evlavie îi pomenim pe cei care s-au sfințit de-a lungul veacurilor, devenind icoane vii ale creștinătății românești și a căror suferință o mărturisesc și astăzi zidurile închisorii de la Iud, Pitești, Târgu Ocna, Canal, Periprava, Sighet, Gherla, Bistrița, Trâmbișor, Bistra, Văcărești. Să ne rugăm din suflet lui Dumnezeu să ajute a nu-i uita pe cei care cu bucurie au renunțat la viață, mărturisindu-l liber de dincolo de grad, pe răstigniții neamului românesc, pe cei care s-au jertfit în numele iubirii, dreptății, adevărului și iertării. Să-i pomenim pe cei care, chiniți pe pământ, se roagă în cer pentru neamul nostru obidit. Îmbrăcăm în puțina noastră recunoștință multa lor iubire și înțelegem cât de departe suntem de idealul lor, cât de actuală este jertfa lor și cât de mult a rodit sângele vărsat de ei prin jertfă în pământul nostru românesc. Ne aducem aminte de cei care sunt mai vii decât noi, de cei care au ajutat Hristos în cerul, de cei care vorbesc despre libertate și unitate, unei lumi libere, dar întemnițate între gratele urii, ai uitării, ai egoismului și ignoranței, unică, dar dezvinată de interese meschine străine neamului nostru, unei lumi ce se clatină și cade, în care omul nu mai este om decât în grup, uitând să privească spre cer și spre cei ai cerului. În fața întunericului, cei se căznea să ne acopere, ei au fost lumină și în fața urii au fost iubire. Iar prin moartea lor înțelegem ce este cu adevărat viața, jertfă și mărturisire. Prin forța lor spirituală, prin forța iubirii, a rugăciunii făcute pentru oamenii de lângă ei și din închisoarea cea de toate zilele, cum spunea Ioan Ioanidie, au reușit să transforme celulele în biserici, pe-a cărul altare se jertfeau clipă de clipă, trăind libertatea cu mintea în cer. Faptele lor au renăscut speranța unui neam, sângele lor hrănește nemurirea nemuritorului suflet românesc. Să mor pentru speranță, cu speranța că niciodată aceasta nu va muri. Să iubești și să mor iubind pe cei care cu ură te condamnă pentru aceasta. Să crezi și pentru credință să renunți la viață. Sunt frânturi dintr-un crez mărturisit de sfinții neștiuți sau prea puțin știuți ai închisorilor comuniste. Triștii prigonitori ai credinței strămoșești au dus în temnițe după gratii pe cei cu adevărat liberi. Suferința lor s-a transformat în bucurie, bucuria de a fi în, prin și cu Hristos. Zadarnic a fost osteneala regimului de tristă amintire, care s-a nevoit să-i acopere cu pământ pe martirii neamului românesc. Nici la cruce, nici de cruce la căpătuiul odihnei n-au avut parte. Din cer însă ne binecuvintează sufletele lor, ce nu au cunoscut robia, iar din pământ ne vorbesc osemintele ce nu au cunoscut stricăciunea. Aprindem lumină și îngenunchem cu recunoștință. Înălțăm rugăciune și lacrimi de o bucurie dureroasă. Îi pomenim pe cei ce ne strigă în urechi, nu ne uitați și nu ne răzbunați, dar fie vă frică, căci uitarea poate face ca toate cele ce au fost să ni se întâmple iar și iar
Închei cu un mesaj de suflet adresat tuturor de Valeriu Gafencu, numit Sfântul Închisorilor. Vă cheamă Domnul Slavei la lumină, vă cheamă mucenicii în veșnicii, fortificați Biserica creștină cu pietre vii zidite în temelii. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dacă am fi să ne detașăm de această realitate, atunci probabil că ar trebui să emigrăm. Dacă am ales însă să rămânem aici, în țara aceasta, așa cum este ea, cu bune cu rele, ne legăm sufletul de toți ai neamului, de cei ce au fost, de cei ce vor fi, de cei ce suntem, iar ei sunt parte a acestui neam. Cu bucuriile lor, cu tristețele lor, cu lacrimile lor, cu sângele lor, sunt parte a acestui neam. De aceea am ales să evocăm astăzi, după ce am săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul care am pomenit pe cei care au lăsat pământului trupurile lor aici, la Dărbovna, am făcut slujba de pomenire după aceea ca un permis de recunoștință pe care ar fi trebuit să îl aducem mai în fiecare zi, pentru că suntem ceea ce suntem, într-o libertate datorită jertfei lor. Și astăzi, acum, aici, să spunem câteva cuvinte, măcar atât, despre ceea ce au fost și au însemnat ei pentru noi. S-a folosit de mai multe ori astăzi cuvântul recunoștință. L-a rostit și Părintele Pimen în cuvântul pe care l-a citit din partea înaltă a Sfințitului. Și mi l-am notat și eu aici ca un cuvânt cheie în dorința de a fi cât se poate de concis. Mi-am notat câteva cuvinte cheie aici pe o foiță și o să le parcurg așa pe scurt. Așa s-o putin că este o zi a recunoștinței. Și dacă vorbim de recunoștință, primul gând îl îndreptăm și l-am îndreptat către Bunul Dumnezeu pentru toate darurile sale, dar la modul foarte concret ne referim astăzi la această zi frumoasă, de sfârșit de iarnă, cu un soare mângâietor. Mulțumim că ne-a ajutat tuturor să săvârșim Sfânta Liturghie în biserică acolo, să săvârșim parastasul și apoi o pomenire în penitenciar. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că așa în gloria Lui desăvârșită a preschimbat o suferință care nu se poate exprima în cuvinte. A preschimbat-o într-o bucurie duhovnicească. A preschimbat-o în această comuniune a noastră cu mărturisitorii și cu sfinții închisorilor. Și de aceea să continuăm că mai departe să folosim același cuvânt, recunoștință, gândindu-ne acum în mod special la mărturisitorii și sfinții închisorilor, la jertfenicia vieții lor și nu doar a lor la modul personal, ci și a familiilor lor. N-am să spun multe cuvinte, vă rog să înțelegeți din puține. Tatăl soției mele, Părintele Constantin Boicescu, aflat aici, poate n-am știut de acest aranjament și când am intrat în sală, cum zicea Părintele Pime, aproape că m-au potitit lacrimile. Deci Părintele Constantin Boicescu a făcut vreo 12 ani de închisoare și a ajuns la Târgu Ocna în 1950. Și sigur că am mai stat cu Valeriu, Doia și cu ceilalți care au fost atunci. Deci ne îndreptăm acum gândul nostru cu toată recunoștința față de ei, ca mărturisitori, ca sfinți. Am văzut acolo un banner al câtorva frați, canonizați sfinții închisorilor. Suntem de acord cu acest apel și iată că încet, încet, încet se așează lucrurile. Sigur, nu ușor, este un alt subiect, doar tangențial spun acum, anul acesta fiind anul consacrat de către membrii Sfântului Sinod,
pomenirii, mai întâi a icoanelor, iconarilor, apoi a Patriarhului Justinian, apoi a mărturisitorilor din închisori, deci anul acesta se vor sedimenta niște lucruri și ne dăjdim că este foarte, foarte aproape ziua în care în lista celor propuși pentru canonizare să înceapă să fie trecuți și ceea ce noi numim mărturisitorii și sfinții închisorilor. Mereu sunt impresionat și de grupul care vine de la Ploiești prin grija fratelui Dan Grăjdean și a celor împreună cu dâns și astăzi cu îmbrăcați în aceste costume frumoase, tradiționale și cu steagul tricolore, care ne însoțesc mereu. Ne-am întâlnit ultima oară la, în 5 februarie, dacă nu greșesc, la Mănăstirea Cernica, când a fost pomenit Ioan Ianolide. Știți despre Ioan Ianolide, că a petrecut prin închisori 23 de ani. Și a fost o slujbă frumoasă acolo, frații au venit împreună cu alți frați, cu alte surori, și a fost acolo de față și doamna Constanța Ianolide, care are 92 de ani și care și astăzi a fost prezentă aici, la slujbă, la trecutul să mai stea, că am întrebat dacă mai stă, să fie cunoștită. În lipsă îi transmite și noi salutul și recunoștința noastră. De asemenea, Părintele Anfilochie de la Diaconești, grupul de maici și toți ceilalți care cu multă dragoste ați venit să vă exprimați prețuirea și recunoștința față de mărturisitorii din închisori. Aș avea un cuvânt special de recunoștință și de mulțumire pentru primăria orașului Târgu Ocna și pentru toți cei care au fost implicați în acordarea titlul de cetățean de onoare lui Valeriu Gafencu. Și a celorlalți care s-au luptat după aceea, când în 2013 i-a fost retras titlul, s-au luptat și la Bacău s-a obținut o sentință definitivă și Valeriu Gafencu rămâne cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna. Am vrea să le mulțumim, poate nu sunt aici, transmiteți la Bacău, dumneavoastră, poate știți cui trebuie, toată recunoștința noastră pentru această luptă bună pe care au dus-o până la capăt. Și în finalul cuvântului meu aș vrea să pomenesc de un gest de suflet făcut de Fundația George Manu împreună cu editura Edochimos. Au reeditat îndreptarul pentru spovedanie a lui Valeriu Gafencu. Îndreptar scris de el în închisoarea Aiud, în 1947, deci avea atunci Valeriu Gafencu 26 de ani, l-am parcurs, încă de două ori l-am parcurs, în ultimele săptămâni, și mi-am dat seama câtă maturitate avea un tânăr de 26 de ani la vremea aceea. Deci, îndreptarea a fost reeditat, o să, probabil că Cezarina o să vă spună cum ajungeți în posesia lui. Este o cărticică, iar zice, o mică antologie. Antos în limba greacă înseamnă floare. De aceea, în românește, avem acel titlu Florilegiu. Este un florilegiu în care găsim biografia lui Valeriu Gafencu, găsim îndreptarea pentru spovedanie, o scrisoare de suflet către familie și câteva poezii. De aceea îmi exprim recunoștința față de această ostenială deosebită. Și am pomenit de îndreptar ca să îi dau cuvântul, să spune așa, prin cuvântul nostru lui Valeriu Gafencu, m-am gândit ce ar dori el să ne spună așa concentrat. Și ne spune în acest îndreptar, în primul rând, să fim tot timpul sub povățuirea duhovnicilor. Să fim sub povățuirea duhovnicului. Noi suntem, sigur, duhovnici din mila Domnului, dar și noi la rândul nostru, fiecare, avem un duhovnic. Ei bine, prin această ascultare, sigur că noi mergem pe o linie pe care o merg și ei și parcă ar vrea să ne spună Valeriu Gafencu, în orice loc sunteți și pe orice treaptă a slujirii, fie noi ca preoți în parochie, fie în mănăstiri, în orice loc, să
fim mărturisitori. Mărturisitori ai Ortodoxiei, mărturisitori prin un fel cinstit de a munci, un fel corect de a ne comporta, pentru care ei, sigur, au militat și pentru care, până la urmă, au plătit cu ani grei de închisoare. Vinovați, fără vină, ani grei de închisoare. Semnele sfințeniei lui Valeriu Gafen. Având în vedere faptul că majoritatea dintre noi au citit mult, cel puțin cartea aceasta, Sfântul Închisorilor, îngrijită de monahul Moise de la Oașa, dacă nu și altele, cea mai importantă carte despre Valeriu, mucenicul Valeriu Gafencu, mi se pare a fi Întoarcerea la Hristos, a prietenului și ucenicului său Ioan Ianonită. Dar și o carte mai puțin cunoscută, din păcate, pentru că a apărut la o editură mică, dar care pe mine m-a impresionat, cartea lui Nicolae Trifoiu. Sper să se reediteze. Cineva să se gândească și să o reediteze. Știm că această sintagmă de sfânt al închisorilor, atribuită lui Valeriu Gafencu, îi aparține unui alt mărturisitor, pentru că pentru mine cel puțin se înscrie perfect în categoria mărturisitorilor, este vorba de părintele Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia. Așa îl pomenește părintele Nicolae, Valeriu Gafencu, un sfânt al închisorilor. Orice cercetător care manifestă bună credință își dă seama că, într-adevăr, Valeriu Gafencu a atins culmile sfințenii, că a întruchipat în mod exemplar acest model, acest arhetip al sfințenii, din cel puțin trei surse. Pe de o parte avem mărturiile celor care au avut șansa să stea, fie și o perioadă cât de scurtă, în vecinătatea sa, în proximitatea sa. Pe de altă parte, avem datele biografice pe care le găsiți, cum spuneam, în cartea lui Ianonite, dar și în cartea lui Virgil Maxim, o altă carte extraordinară, In pentru crucea purtată. Și mai avem, cum a menționat deja părintele Gordon, textele rămase de la el. Texte care sunt extrem de variate ca tip sau categorie narrativă, adică avem scrisori trimise din temniță, avem îndreptarul pentru spovedanie și mai avem acele dialoguri pe care mucenicul Valeriu Gafencu le-a purtat în temniță cu Ioan Ianonite și pe care Ioan Ianonite le-a purtat în sufletul lui ani și ani de zile, încredințându-le hârtiei, abia după mulți ani de la ieșirea sa din temniță. O să citez câte o mică mostră din aproape fiecare categorie de aproape din fiecare sursă. Am zis de mărturiile oamenilor care l-au cunoscut. Pentru mine, cele mai importante rânduri despre cine a ajuns să fie în amurgul vieții sale Valeriu Gafencu, le-a lăsat și mi le-a lăsat moștenire, cum spuneam, Ioan Ianonite, care la un moment dat, în Întoarcerea la Hristos, scrie cam așa. Am tăria să mărturisesc că sunt un om fericit, întrucât am văzut un om în care via, gândea, zâmbea, trăia și biruia Hristos, Valeriu Gafencu.
Rugăciunea lui era însăși viața lui, sufletul lui era plin de har, mintea lui era încărcată de daruri și lumini cerești. Eul său era mort într-un Iisus și Iisus era viu în Valeriu. Pe 18 februarie 1983, Ian Olide mai scrie în jurnalul său ceva. Azi se împlinesc 31 de ani de când a murit Valeriu. Am fost la biserică și m-am spovedit. Duminică mă voi împărtăși. Găsesc zidită în ființa mea ziua aceea de sfințenie, încât nimic nu mă poate despărți de ea. E ziua cea mai fericită pe care am trăit-o, deși îmi murea cel mai scump om din viață. Dar tocmai el, în ziua aceea, mi-a transmis starea de plinătate lăuntrică ce mă însoțește și azi. Cred că am fost în cer, cred că am fost și eu lângă Hristos, fiindcă Hristos era prezent în Valeriu. Credința lui mi-a dat putere, dragostea lui Valeriu m-a supus de plin dragostei lui Hristos. Din biografia lui Valeriu Grafencu vom descoperi niște momente extraordinare, niște întâmplări cu adevărat minunate, din care înțelegem, de pildă, cât de mult a ocrotit pronia dumnezeiască. Vă amintiți scena de la, din colonia de la Galba, de fapt sunt două momente, când un hoț vine cu gândul să îl prăduiască, să-i fure puținele bunuri. Valeriu dormea, dintr-o dată se trezește, îl întreabă ce vrea și hoțul uită pur și simplu că își luase de acasă un cuțit cu gândul să-l folosească în cazul în care va fi prins. Valeriu îl ia ca pe un mielușel și îl duce la șeful coloniei. Tot la, în colonia de la Galda, s-a mai petrecut ceva. Niște hoți au vrut să prade via. Valeriu trebuia să o păzească și au tras asupra lui, de la o distanță mică, chiar foarte mică, dar gloanțele pur și simplu au trecut pe lângă el. Iar comentariul prietenului și ucenicului său, Ian Olide, este că încă nu-i sosise vreme. Cunoașteți momentul extraordinar în care, în ultimul Crăciun petrecut aici pe pământ, după ce Valeriu vede așa ca prin vis cum privea fotografia fetei de care se îndrăgostise înainte să fie arestat, îi se arată Maica Domnului, Aiedea, și îi spune, eu sunt dragostea ta. Și îi spune că locul acela, adică acesta de la Târgu Ocna, din închisoarea sanatoriu, a fost sfințit prin suferințele mărturisitorilor și ale mucenicilor, și că acest loc va deveni un loc de pelerinaj peste ani. Acum vreo 3 ani am avut șansa să-l cunosc pe Octavian Anastasescu, un ploieștean care, fiind depistat bolnav de tuberculoză, a ajuns și el aici, la Târgu Ocna. A petrecut numai 3 luni, l-a cunoscut pe Valeriu Grafencu și ne-a mărturisit că Valeriu Grafencu l-a inițiat în practica rugăciunii lui Iisus. Și că Valeriu ajunsese la măsuri înalte, ajunsese să aibă rugăciunea neîncetată. Rugăciunea bazată pe tehnica pulsului. La fiecare bătaie să spui câte un cuvânt din stilul Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Octavian Anastasescu ne-a dat mărturie, 2 mărturii de fapt, în privința darului înainte vederii pe care se împlinicise Valeriu.
El i-a prorocit că va fi eliberat din închisoare, deși condițiile obiective îl contraziceau cu prisosință, pentru că era vorba ca Octavian Anastasescu, din potrivă, să fie mutat într-un pavilion unde fuseseră strânși cei care trecuseră prin reeducarea de la Vitești și care fuseseră transferați și la Târgu Ocna, ca să facă și aici la Târgu Ocna reeducare. Și asta s-a petrecut chiar înaintea trimiterii lui Octavian Anastasescu în grupul celor reeducați de la Vitești. Chiar a doua zi, în mod minunat, Octavian Anastasescu a fost eliberat. Și Valeriu Gafencu îi spune că va veni un moment în viața sa când inima sa va cânta de la sine rugăciunea lui Iisus. Ceea ce s-a adeverit peste ani, cam prin anii 50-51, cam așa, în timpul unei anchete, Octavian Anastasescu, după ieșirea din închisoare, a fost nevoit să stea în DO, în domiciliu obligatoriu, și într-o bună zi a fost băgat într-un garaj, l-au anchetat 5-6 securiști, după mărturia lui, îi puneau continuu tot felul de întrebări, cu gândul de a-l prinde în cuvânt, și ne-a mărturisit că dintr-o dată a simțit ca o sferă luminoasă care l-a învăluit, a simțit un miros, o mireasmă cerească extraordinară și dintr-o dată și-a auzit inima, deci fără să depună un efort volitiv, voluntar, și-a auzit inima rostind de la sine rugăciunea Doamnei Iisus. Și starea aceasta a avut-o până la încheierea anchetei. Ancheta a durat vreo 5-6 ore. În timpul acesta, cei 5-6 anchetatori îl tot agasau cu tot felul de întrebări și când ancheta s-a încheiat, unul din paznicii săi, după ce au plecat securiștii, i-a spus ceva cam de felul: dacă ar fi 1000 de oameni ca tine în toată România, securitatea ar trebui să demisioneze. Asta e o dovadă că nu reușiseră să obțină de la el nimic. Înainte de a da cuvântul mai departe, vreau să vă citesc un mic fragment din aceste dialoguri cu Valeriu Gafencu. În ele veți găsi elemente de teologie socială. În ele veți găsi răspunsuri la frământările zilelor noastre. Pentru că, după cum vedeți, pentru noi oamenii care încercăm să avem o viață activă în biserică, viața cotidiană, socială, ne împinge cumva spre două extreme. O extremă ar fi aceea a interiorizării totale. Să te dedici doar lui Dumnezeu, să te rogi și cumva să nu-ți mai pese de realitatea socială, de realitățile politice, pentru că oricum nu îți stă în puteri să schimbi ceva. Cealaltă extremă este aceea a activismului social, bazat pe propria rațiune și pe propria voință, dar fără ca să îl aibă pe Dumnezeu ca reper și fără ca, cum să spun, acest bine social să fie înrădăcinat în biserică, adică în Sfintele Taine și în tot ceea ce înseamnă biserica ca trup al lui Hristos. Un prieten i-a reproșat lui Valeriu că se concentrează
asupra problemelor sufletești, a vieții interioare și neglijează aspectul social al creștinismului. Și să vedeți ce răspuns i-a dat. Soluția pe care o dau omenirii creștinii este spiritualitatea creștină. Și ea este o concepție integrală de viață. Nu e îngăduit a ne rezuma la o viață lăuntrică, neglijându-ne semenii. Dar nu se poate nici croi o lume fără a avea o viață lăuntrică. Spiritualitatea creștină înseamnă guvernarea Duhului Sfânt. Strădanile noastre duhovnicești lăuntrice sunt o pregătire pentru o viețuire duhovnicească în societate. A sări peste ele înseamnă a merge spre dezastru, căci îl părăsim pe Hristos. I-au zăpăcit atât de mult pe vechi tovarăș sau odiosul sistem comunist, încât au schimbat optica. Dimensiunea martirului a schimbat optica. Acest sistem construit pentru a distruge și a fărâma a ajuns să fie altarul pe care noi astăzi poate ne împărtășim, altarul de la care noi astăzi poate primi trupul lui Hristos. O primă idee pe care aș vrea să o subliniez. În închisorile comuniste, indiferent de starea socială, de statut, de vocație, toți au fost una în martiri, toți au fost una în Hristos. De aceea, cred că în închisorile comuniste mai mult ca în alte părți, s-a adeverit ceea ce spunea înțeleptul Solomon, că sufletele deților fiind în mâna lui Dumnezeu, chinul nu se atinge de ele. Și fiind pedepsiți cu puțin, vor lua mare răsplată căci Dumnezeu i-a găsit vrednici. O a doua idee pe care aș vrea să subliniez este ideea că comunismul care încerca să trateze, în ghilimele, adică să extermine intelectualitatea, credința sau valorile de bază ale neamului românesc, în așa numitele spitale penitenciare, cum a fost și cazul celor de la Târgu Ocna, nu au reușit decât să le transforme, cum spunea în acela simțitul arhiepiscop Iachim, în cuvântul de deschidere a calendarului Ortodox 2017, în școală, în spațiu de meditație, în chilie, în loc de confruntare cu însuși răul și într-un spațiu al libertății în care Hristos, marele taumaturg sau vindecătorul, vindeca orice rană fizică. Mai departe am încercat să vorbesc despre sfințenia martirilor. Dacă cei prezenți, probabil majoritatea ați urmărit documentarul Șapte Cuvinte al părintului, despre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasă. La un moment dat există un copătimitor cu părintele Calciu care spune așa: nimeni nu are voie, nu este îngăduit nimănui să vorbească despre această zonă de sfințenie, de suferință a temnițe comuniste, deoarece este încununată cu prea multă glorie și tragedie, încât numai cu sfințenie te poți apropia de ea. Este probabil ceea ce simțim de fiecare dată când ne gândim la mărturisitorii noștri, când ne rugăm pentru mărturisitorii noștri, acea sfințenie, acea reținere, la reținere plăcută, cum spune la fel înțeleptul Solomon, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Deci reținerea, nu frica groază sau înspăimântarea pe care autoritățile comuniste și călării încercau să le înspre celor care pătimeau. Mai departe, o altă idee pe care vreau să o aduc în atenția frăților voastre este înălțarea prin martiri. Dincolo de biologic, dincolo de fizic, mărturiseau cei care l-au cunoscut pe părintele profesor dr. Ilarion Vefelea, cu cuvântul căruia voi încheia mai târziu acest mic cuvânt al meu, mărturiseau cei care l-au cunoscut când părintele Ilarion Vefelea, mare profesor de teologie pătimea, la un moment dat bătut atât de tare, a spus: recunoaște, spune ce vor ei. Și părintele Ilarion a spus: nu mai doare nimic, nu simt nimic. Și a zis: cum adică nu simți nimic? Ești zdrobit cu trupul și nu simți nimic. Spune, poate o să te lase în pace, nu o să mai dea în tine. Dar el ajunsese la o dimensiune asemănătoare, probabil, Sfântului Arhidiacon Ștefan în timpul martirului, care spunea: văd cerurile deschise. Spunea, să spunem, colegul de cameră, colegul de celul al părintei la Leon Vefelea, chipul se luminase, fața se transfigurase, deși trupul era numai sânge. Și el nu simțea nicio durere biologică sau fizică. Mai departe, poate cea mai mare capcană în care au căzut cei care au torturat sau torționat sau odiosul sistem.
Ei s-au așteptat doar la credere și nu la ridicare. Adică erau convinși că metodele pe care le găsiseră drept ingenioase în laboratoarele din Moscova, din București, din Praga, din Varșovia, toate aceste puncte, să spunem, termice ale răului, credeau că pot distruge biologicul și fizicul din om și nu știau că dincolo mai există altceva, spiritualul și înălțarea. Și am încercat doar prin câteva fraze. Am zis, cum puteai oare să te mai ridici din momentul în care erai pus în diverse situații? I-aș da doar 3-4 ca exemplu. Spre exemplu, într-un minut, alături de 30 de camarazi, erai forțat să folosești aceeași latrină. Era imposibil ca 30 de ani să-și facă nevoile fizice, în același timp. Mulți rămâneau nemersi, să spunem, la toaletă și acea stare de închistare fizică îi ducea la o stare de închistare nervoasă. Își ieșeau din fire, pur și simplu. Și unii ajungeau la gesturi disperate pentru a-și elibera biologicul. Cum puteai să te mai ridici din momentul în care, adică să te ridici spiritual, din momentul în care erai pus lângă un perete cu greutăți între 50 și 80 de kilograme în spate, să stai între 10 și 15 ore? Era aproape imposibil. Unii, efectiv, leșinau. Cum puteai să te mai ridici din momentul în care erai pus ca un contorsionist sau ca un yoghin să te uiți la un punct fix? La picior, la perete, la gaura de la geam și așa mai departe. Fără să miști, în momentul în care mișcai, veneau torționare și te luau la palme bun și bâte și așa mai departe. Cum puteai să te mai ridici din momentul în care ți se repeta în continuu că ai făcut fapte pe care nu le făceai, de cele mai grobiene? Ula împotriva lui Dumnezeu, incest, zoofilia. Practic era o bolire de umanitatea ta. Și așa mai departe. Cum puteai să te ridici? Cum? La fel cum spune Părintele Gheorghe Calciu Dumitrească. Nu eu, ci Dumnezeu m-a ridicat. Spune, la un moment dat, rugăciunea simțeam că este nu dialog și convorbire cu Dumnezeu, ci blestemul propriei mele existențe. Cum de-am ajuns aici? Iar Părintele Bordașiu tot la fel spunea, simțeam cum timpul mușca de propria viață. Această idee a căderii neanticipate, adică a căderii anticipate și a ridicării neanticipate de comuniști, să spunem, sugerează și marele Alexandru Solzhenitsyn în celebra opera Arhipelagul Gulag, spunea așa, pentru a fi siguri, autoritățile, pentru a fi sigure că șterg orice urmă a existenței vreunui martir sau unui om care pătimea în odiosul sistem carceral, nu era de ajuns ca el să fie torturat, omorât și aruncat într-o groapă comună fără să îi se știe locul, ci scriptic era scos din evidență, îi se ștergea certificatul de naștere, buletinul, iar în cadrul familiei sau în cadrul comunității în care el locuia, se spunea că el nu a existat niciodată. Și cine măcar evoca amintirea acelei persoane, era la rândul reținută de organele statului. Deci, practic, noi ne putem bucura astăzi nu numai de evocarea unei amintiri, ci de trăirea vie în mijlocul nostru sau în timpul unei rugăciuni sau în timpul unei comuniuni sau în timpul unei evocări acele persoane care a fost martirizată. O altă idee pe care am pus să o scot în evidență a fost continuitatea vieții bisericii în închisoare. Se știe, multe mărturii spun, altele puțin sau mai reduse, despre taine care au continuat să se petreacă în închisoare. Despre Sfinte Liturghii, despre Sfinte Euharistii, despre botezuri. Cine poate contesta că Nicolae Steinhardt a fost botezat de Părintele Mina Dobzeu? Nu poate contesta nimeni după ce fusese convertit. Cine poate contesta că nu se rugau sau nu se spăteau fie și prin simple bătăi de morți în terenie? Cine poate contesta că Euharistia, chiar dacă nu se făcea cu pâine și vin, și cu varul de pe pereți, era Euharistie. Cine poate contesta că în altul Bartolomeu Anania, Dumnezeu să-l ierte, a memorat peste 30.000 de versuri? Cine poate contesta că Radu Gir scria poezii cu propriul sânge? Nimeni nu poate contesta aceste realități. Și fără a mă lungi, vreau să închei cuvântul meu, nu cuvântul meu, ci prin cuvântul Părintelui Ilarion Vefelea. La el mă gândeam aseară, aveam lângă mine cartea Religia Iubirii și am zis, domnule, găsesc eu în cartea asta un citat pe care se încheie. Dar fiind un tratat mai mult de misteologie, cartea Părintelui Ilarion Vefelea, să vorbesc ceva, un tratat, să închei un citat despre ateism, să scot în evidență
atrocitățile regimului printr-un paragraf despre ateism, ateismul comunist. Dar citind prefața cărții părintelui, intitulată poate profetic Religia iubirii, scrisă cu puțin timp înainte de a fi întemnițat, am găsit următorul paragraf, care spune așa: creștinismul nu poate să fie de nimeni oprit sau nimicit, pentru că nu există o a doua forță universală care să îi se poată împotrivi. Vitalitatea și divinitatea creștinismului au fost de atâtea ori adeverite, dar mai ales în probele de foc ale persecuțiilor și ale ereziilor. Să mulțumesc, părintele, și scriitor, vă mulțumesc, părintele. Vreau să închei, părinte Vicar, un cuvânt a unui poet, Marius Ordechea, care spune la un moment dat că biserica este ca un metrou în care urcă morți și coboară vii în drumul lor spre lumină, spre împărăția lui Dumnezeu. Consider că acest lucru este și Casa de Cultură de aici, din Târgu Ocna, care astăzi, cu binecuvântarea părintelui nostru Ioachim, a devenit un loc în care se cuvântă, se vorbește de Hristos. Hristos este viu, este în sufletele noastre și îl mărturisim.